Da, mai să vedem ce s-a întâmplat, mă, cu ăștia din Orange Blue, frate, ești nebun? N-am mai intrat de foarte mult timp pe un video de la ăștia și văd că iarăși e ceva dramă. De ce a plecat Moca din Orange Blue, videoclip șters? Salutare! Episodul de azi îl vom începe diferit. Like, bă, chat. Priviți-l până la sfârșit, avem un mesaj foarte important pentru voi. Instagram, TikTok, YouTube, peste tot ne-ați bombardat cu comentarii de Moca, de ce l-ați alungat pe Moca, dar ce și mai Moca, rău, frate? Sus Vlada, sus Moca. Deci, până a venit cu explicații, vrem să vă zicem că Moca a plecat din propria inițiativă. Nu l-a alungat nimeni, nu l-a supărat nimeni, e alegerea lui și noi nu putem influența cu nimic. Dimpotrivă, el a avut de mai mult timp acest gând. Noi am încercat să-l oprim, însă într-un moment a decis definitoriu să plece din proiect. Doar nu vreți să-l răpim și să-l punem cu forța să se filmeze. E vechi, ăsta e de mult. Fiecare de noi are viață personală și e în drept să aleagă ce să fac. Coaie, eu m-am uitat la video ăsta? Nu m-am uitat, mă, la video ăsta. Care-i Moca, mă, frate? Adresate mie. Noi ambii știm că motivul plecării tale nu sunt eu. Care-i Moca, bă? Am și uitat, bă, care-i Moca din ăștia. Ia vezi, salvează All pentru a câștiga challenge partea a doua. No, mă, ca oameni noi, ești prost? Unde îi? Cum o chema pe femeia din Orange Blue? Cum o chema? Vlada, așa, Vlada. O pleca Vlada cu aia și o venit, nu știu. Soldare Tron, mă numesc eu, gen. Ia mâine mine pe plecat Vlada, Andreea și Adi. Du-te, dracu, ce portal. Acum sunteți în siguranță. Tu stai cine ești? Eu sunt profesorul Galimono Lelistein. Te să-mi spuneți profesorul Galileo. Și sper să nu vă speriați. Vin din viitor. Vedeți, am construit o mașină. Chat, cu cum care o chema? Și am decis să vin la voi, pentru că am nevoie de ajutorul vostru. Vedeți, am călătorit pe planetă. Nici ăsta, și ăsta e nou. Mama, am pierdut mult din lor. Cum îl cheamă pe ăsta care avea canalul? Personajul principal. Pe Rocky Balboa ăsta. Vedeți, am călătorit pe o planetă unde am luat 12 ouă. Însă oamenii mei spun 12 că ouă. Și trebuie să fie distrus. Eugen, mă, așa, Eugen. Ceva. De ce am apelat la voi? Meșterul Manuele a spus să vin la voi, pentru că voi mă puteți ajuta, săracul. S-a închis într-o temniță. A devenit nebun. Cine-i? Ce? De aia nu l-am văzut de ceva vreme. Ok, te vom ajuta. Dacă tu stai morti. Viitor, poți să ne spui, știi tu, câți abonați avem pe canal? Ah, Orange Blue? Da, păi voi sunteți cel mai mare canal din România, acum! Toată lumea vă cunoaște! Ce, ce nu? Asta e foarte rău, asta e rău, 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 rău de tot. Asta e foarte rău. Voi deja foarte rău. Voi înțelegeți că asta poate distruge linia timpului dacă nu se păstrează firul evenimentelor? În română nu poate te să ne cred. Explici. Bum, bum! Canon Event, pulă! Canon Event! Asta e camera care Orange filmat? Blue! Dă-o încă. Ce cu vectura asta? Străbunelul meu avea așa cameră. Aici sunt abonații? Ascultați încă. Fiți atenți. Am nevoie de ajutorul vostru. Doar voi puteți salva universul. Tot ce trebuie să faci... Bro, cine e băiatul ăsta? Cine e băiatul ăsta? Să apăsați pe butonul de subscribe. Cine nu este abonat, apăsați chiar acum pe butonul din de subscribe. Din cauza lui n-apăs. Voi aveți puterea de a schimba totul. Mă acum enervează, mai când de treabă ține. Voi aveți nevoie de cameraman, doamne ferește. Am nevoie de ajutorul vostru, aveam foarte puțin timp. Haideți la masă. Băieți, nu avem mult timp. Nu știu cât o să mă mai țină mașina timpului. Dar construcțiile voastre trebuie să apere ouăle mele în toate ipostazile posibile. Vom începe cu mini ouă. Deci, mă gândesc să avem 4 testări. Prima, să verificăm rezistența de la înălțimi mici. 2, de la înălțimi mari. 3, în caz de un atac. Să-i le dați în cap, lui băiatul ăsta să nu mai vorbească. Imela Navii am văzut, huge. Îl numesc insane, cu aia Imela Navii, ești nebun? Deci, bravo, deci folosim lui, bă, orice material doriți. Hai să începem cu prima rundă. De ce sunt ouăle astea? Am uitat să vă menționez. Sunt de extraterestru. După cum știți, eu mă dau pe role și am decis să iau aceste protecții destinate rolelor ca să protejez acest ou fragil, deoarece oasele mele au putut să reziste căzăturilor puternice. Sperăm că cred și acest că o ou va fi protejeze în stare să supraviețuiască. Voi folosi casca pentru o protecție exterioară alături de toate aceste protecții. Primul strat va fi alcătuit din aceste genunchiere și copiere. Hai, mini-scraft, ce e asta, bă? Voi adăuga la final această cască care, datorită
datorită gravității se va întoarce, iar oul va fi protejat. Apropo, voi ce alegeți dintre role, skateboard sau bicicletă? Scrieți în comentarii care este preferința voastră. Cum credeți cu ce material voi încerca să protejez acest ou? De ce ne uităm la asta? Nu știu, ne uităm și noi un pic să vedem ce mai fac. Dacă gipsul reușește să regenereze osul fracturat, sunt sigur că și oul îl va proteja. Așa că hai să trecem la treabă. Eugen, îți pui oul în gips? Corect. Mai întâi îl acoperim cu tifon. Mult, mult, mult. Cu cât mai mult adaug, cu atât șansele de a rămâne în viață sunt mai mari. Așa că o să-l pun pe tot. Cum credeți? Cu ce voi proteja acest ou? Corect. Cu mai multe ouă. Practic, prieteni, vom proteja ouă de extraterestru cu ouă de găină. Să vedem care sunt mai puternice. Deci voi face ca un fel de planetă. Miezul va fi ouă de extraterestru verde și în exterior scoarța va fi din aceste ouă. Voi pune foarte, foarte multe, le voi lipi cu acest pistol de lipit și eu nu cred că se va strica, pentru că... Mă, vezi că e inteligent, ești prost, ăsta e cel mai inteligent. Asta poate că da, încă nu știm cât de rezistentă este coaja. Eu să încerc să fac o construcție de Paște, când o să vrei să ciocnești ouă cu cineva, să ai alte ouă în exterior. Parcă astea din exterior, nu astea din interior. Sunt un geniu. Ce asta, mă, eu luat MVP-ul acesta, ești prost? Am făcut-o, acum urmează să adăugăm gipsul. Mai întâi îl punem într-o găleată cu apă călduță. Îl lăsăm pentru câteva minute până când apar bule deasupra apei. Așteptăm. Deci, după cum vedeți, ouăle se simt foarte bine între ele cu acest lipici. Eu cred că va rezista. După cum vedeți, am pus ouă în acest elastice mai bun, învârtite de mai multe ori și apoi voi adăuga o protecție. Ui acolo ce-a făcut omul meu, frate. Eu unul. Ui acolo ce-a făcut omul meu. O să mai adaug încă un strat de gips ca să fie mult mai rezistent. Așa, acum urmează doar să se usuce pentru 15 minute. Dar nu-i ustropi tot prin prejur, mai dă-și construcția mea gips. Am ajuns cu așa o construcție foarte, foarte ciudată, dar o voi pune în această cască și voi adăuga un strat de adeziv să fixez. Ule asta cu ouăle ce-o făcut de aici. Mai multe ouă, după cum vedeți, e gigantică. Ce e asta? Ce? A, ai găsit, uite că... Cred că asta e cea mai bună. Dă-mi ouă, e acolo? No, și vreau să vă testu. Este, da. Mare atenție și fii atent că rezistă. N-are cum, e imposibil. S-o spart. Eu nu cred că rezistă. S-o spart. N-are cum să reziste, frate. Cum am scos de acolo? Am nevoie de un cuțit. Ta-da. Trebuie cu mare atenție să tai tot acest gips și să extragem ouă. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos. Eu cred că până ajungi până la ouă ăla o să-l tai deja cuțitul. Eugen, unde-i ouul meu? Încă puțin! Cât gips ai pus acolo în primul rând? Îi spar. Ai auzit? Îi spar. Nu, l-a spart eu acum tăindu-l. Da. Păi oricum, nu merge. Shelly devine președinte, doamne ajută. Trebuie să reziste orice spați. One eternity later. Dar cât tifon ai pus tu acolo? Normal, frate. Era logic. Și eram sigur pe construcția mea. Fiți atenți aici. Ăsta cu ouă, ăsta cu ouă o să câștige. Ce ouă sunteți, de capră? What? Bro, what are you talking about, man? De găină, dar nu trage. Aici am avut un mic accident, dar l-am testat. A rezistat la pumnul meu. Vă dați seama, ca să salveze un ou, trebuie să spargă alte 10. Ăla-i ou de extraterestru. Eu cred că o să fac o pasă așa, urmă. 3, 2, 1, hai! Hai că a funcționat dacă e. Hai că a funcționat dacă e. Nu e atâta! Puiul meu! Băi, l-ai distrus! Cum era, mă, să funcționeze? Nu! Runda 2! Existat 2! Păi trebuia pe ăla verde să-l pui în exterior. Ei, deja asta e calcul prea complicat pentru mine. Deci nu a rezistat nici un ou la prima rundă. Na bun. What? Stai! Și fata nu a aruncat. Pe corp ca să te protejezi. Așa, ia. Nici o șansă. Nici o șansă. Cred că a rezistat. Eu cred că a rezistat. Eu la fel cred că a rezistat. Curge! Nu a rezistat. Alati.